Bine ați revenit la cea de-a 81-a ediție dumneavoastră OPPC. Suntem în cel de-al treilea an de activitate. Ediția din această seară va fi despre cum puteți deveni specialiști în SEO și PPC. Am pregătit și Asociația Specialiștilor în Search Engine Marketing, SEMRO, pe care încercăm să o construim, să adunăm cât mai mulți membri noi. Văd câțiva dintre voi care sunt deja prospecți, ca să zic așa, și au promis că intră în asociație, ceea ce înseamnă că reprezintă o voce mai devreme sau mai târziu. Nu mă uitam la am aici beneficiile membrilor SEMRO. Înainte însă vreau să spun așa, ne-a pregătit aici Andreea o chestie, zice, începând cu ediția din iulie, puteți să achiziționați bilete la conferință și din rețeaua Eventim, lucruri administratorice, deci administrativ. Nu uitați că aveți opțiunea de bilet print at home, trebuie să printați acasă și să veniți cu biletul. Bun. Puteți achiziționa bilete prin rețeaua MobilePay și puteți trimite SMS-ul cu textul Lumea SEO PPC la numărul scurt 5412. 1-5. Celor care au trimis, cei care au cumpărat bilete și susținătorilor, vă mulțumim mult pentru suport. De asemenea, toți cei care sunt studenți sunt invitați gratuit la Lumea SEO PPC ca să poată deveni specialiști în SEO și PPC și să profite de oportunități. Bun. Astăzi vom vorbi despre pași esențiali pe care trebuie să aibă în vedere aspiranții la Lumea SEO PPC, la specialiști în online marketing. Deci dacă sunteți familiarizați cu termeni precum bounce rate, CPM, liste de remarketing, edge rank, dacă vrei să aprofundești, să afli care sunt componentele unei strategii eficiente de SEO și PPC, înseamnă că ești în locul potrivit. Cei care nu vor, acum, haideți să facem ceva. Câți dintre voi sunteți interesați de SEO? Ok? Și câți dintre voi sunteți interesați de PPC? Excelent! Super! Excelent! Bun! Pentru seara asta avem două prezentări pe SEO și o prezentare pe PPC. Cum? Cât două. Avem pe Anabela Grip de la Ad Lemonade, care să ne vorbească despre PPC. Pe Mihai Apergis, care o să ne vorbească despre SEO. Și pe Daniel Nene, care o să ne vorbească tot despre SEO. Înainte de a-i lăsa pe ei să-și înceapă prezentările, pentru că trebuie să eliberăm sala 9:30, așa am înțeles, mulțumim sponsorilor IQN, Traffic.ro, Comunicate de Presă, Două Parale, SEO Monitor, Web Digital, M-Ready, IMEWorld, Orașul Meu, Start UB, dar și celor care ne găzduiesc The Hub București. Și cu ocazia asta invit pe cei de la Hub să ne spună două cuvinte despre pe Diana, care să ne spună două cuvinte despre The Hub. Și o să invit pe Diana, care o să ne spună. Asta era Q-ul tău, Diana. Și n-avem microfon, deci... Nu e nicio problemă, mă descurc. Da, nu știu cum o să ne... Ai grijă la fi. E ok. Trebuie să reglăm. N-am ce să-ți dau ca să mai... E regulă, mă descurc și așa. Le-ai spus că eu sunt și fac o prezentare, da? Da, nu chiar. Le-am zis că tu ești Diana și ești la Hub. Că sunt Diana și am venit. Bun. Eu sunt Diana, fac parte din echipa The Hub și de ce mă aflu aici? Vă rețin două minute pentru a vă povesti câte puțin despre noi. Ca idee. Cine a mai fost măcar o singură dată aici? Ok, bun, super. Am să spun atunci câteva cuvinte, sper să nu mă repet, cei care ați mai fost la noi, dacă ați mai auzit povestea. Îmi pare rău, o să povestesc. Se fixează și mai bine. Bun, The Hub este, face parte dintr-o rețea internațională. În momentul de față ne aflăm în peste 30 de țări. Și care a fost ideea care a stat la baza conceptului? Aceea de a crea un spațiu de coworking, dar și un mediu colaborativ. Pentru cine, vă întrebați? Pentru tineri antreprenori, pentru freelancer, pentru oameni din domenii ca marketing, IT, business development, marketing online. Sunt foarte multe domenii în care ei activează. Practic, cum vin ei să lucreze de la noi? Pe bază de abonament. Și creează un număr de ore și lucrează în fiecare zi de la noi. Poate nu vă dați seama unde noi avem două etaje. La etajul 3 se întâmplă ceea ce vă zic eu acum.
Și putem merge să-l vizităm după ce terminați. Bun. Pe lângă asta, ei mai, poate, mai pot să participe și la diverse evenimente interne. Pe lângă asta, The Hub mai creează și spații pentru evenimente mari, evenimente externe, cum sunteți dumneavoastră în seara asta aici. Și mă bucur că sunteți la noi, sper să vă simțiți bine. Pe lângă evenimentele ca lumea COPPC, mai găzduim workshop-uri pentru 10 persoane, până la conferințe cu 130 de persoane. 140 care am avut maxim. Bun, ne găsiți pe Facebook, ne găsiți pe Twitter, ne găsiți pe site-ul nostru, dați like, ne vedeți acolo, eu sunt gazda voastră, puteți povesti mai multe cu mine și seara faină să aveți la noi. Mulțumesc! Mulțumim mult!